Mara Mureșancă din Baia Mare, Narcisa Suciu, este interpreta, compozitoarea și textiera româncă, născută la 27 ianuarie 1975. Artista, adepta a câtorva genuri muzicale precum pop, folk, rock, etno și ușoară, este câștigătoare a mai multor premii în țară și străinătate, iar un eveniment important al carierei cunoscutei cântărețe este reprezentat de microrecitalul avut în deschiderea concertului extraordinar susținut în România de John Baez în iunie 1997. Narcisa Suciu este însă și o excelentă interpretă a colindelor românești, vocea sa pretându-se la astfel de creații. De câțiva ani, Narcisa Suciu a decis să locuiască în Finlanda, motivația acestei alegeri, după cum preciza Mara Mureșanca, fiind influențată de pierderea părinților, dar și al nașului Dariei, copilul Narcisei, care, după cunoașterea prietenului mamei sale, Veiko, și-ar fi dorit să se mute în țara celor 1000 de lacuri. Cei trei formează astăzi o familie, iar Narcisa Suciu revine cel puțin o dată pe an în țară, de regulă iarna, la sărbători, chiar dacă nu este totdeauna dat să revadă câmpurile noastre aurii. Și dacă în toate astea nu mă regăsi, și dacă nu e ăsta drumul meu de-a fi, la voi mă voi întoarce sigur într-o zi. O, voi când și pentru că vorbeam mai devreme de premiile obținute de cântăreața din Baia Mare, să amintim că Narcisa Suciu a fost declarată cea mai bună voce feminină din Balcani cu ocazia festivalului celor trei mări din Varna 2003. În Finlanda, băimăreanga, care se numește după căsătorie Narcia Mitinen, recunoaște că nu mai cântă. Noroc că în țara nordică, tot după mărturisirile cântăreței, fiecare locuitor este musai să aibă un hobby. Ei bine, și dacă soțul Narcisei adoră golful, ea însă și învățând tainele acestui sport, să sperăm că interpreta româncă nu-și va pierde vocea și pasiunea pentru a cânta.